Want more Romanian videos like this? Subscribe to our channel. How are your Romanian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Un bărbat și o femeie discută despre planul mutării. Când se vor muta? Cred că ar trebui să decidem data mutării și să sunăm o companie de mutări. Da, chiar acum căutam niște companii de mutări. Nu vreau să plătesc o groază de bani. Sunt de acord. Această companie oferă niște reduceri, cum ar fi o reducere de 10% dacă facem rezervarea cu cel puțin o lună înainte de ziua mutării. Cu o lună înainte? Asta ar însemna că ar trebui să ne mutăm după 15 decembrie pentru a beneficia de reducere. Da, și mai există o reducere suplimentară în caz că facem rezervarea pentru o zi lucrătoare. O zi lucrătoare? Ei bine, am o ședință luni dimineața, iar expoziția este marți și miercuri, deci... Vineri ar fi perfect, deoarece am putea să aranjăm noua casă în timpul sfârșitului de săptămână. Da. A, așteaptă! Aici scrie minus 15% de luni până joi și minus 5% vinerea. Deci, cum vrei să procedăm? Să alegem cea mai ieftină variantă posibilă. Oricum voi termina expoziția până atunci. Când se vor muta? Un bărbat și o femeie discută despre planul mutării. Când se vor muta? Cred că ar trebui să decidem data mutării și să sunăm o companie de mutări. Da, chiar acum căutam niște companii de mutări. Nu vreau să plătesc o groază de bani. Sunt de acord. Această companie oferă niște reduceri, cum ar fi o reducere de 10% dacă facem rezervarea cu cel puțin o lună înainte de ziua mutării. Cu o lună înainte? Asta ar însemna că ar trebui să ne mutăm după 15 decembrie pentru a beneficia de reducere. Da, și mai există o reducere suplimentară în caz că facem rezervarea pentru o zi lucrătoare. O zi lucrătoare? Ei bine, am o ședință luni dimineața, iar expoziția este marți și miercuri, deci... Vineri ar fi perfect, deoarece am putea să aranjăm noua casă în timpul sfârșitului de săptămână. Da. A, așteaptă! Aici scrie minus 15% de luni până joi și minus 5% vinerea. Deci, cum vrei să procedăm? Să alegem cea mai ieftină variantă posibilă. Oricum voi termina expoziția până atunci. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time!